Nerespectarea prevederilor legale emise de autorități pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 s-a lăsat cu mii de amenzi aplicate celor care l-au ignorat. Cele mai multe și mai mari au fost aplicate în perioada stării de urgență. În starea de alertă, polițiștii și jandarmii aplică în medie cam 25 de amenzi pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului chinezesc. Forțele abilitate continuă să acționeze pe raza județului Olt în vederea limitării răspândirii virusului COVID-19, în ultimele 72 de ore fiind aplicate 95 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, în valoare totală de peste 16.000 de lei. Pentru zădărnicirea luptei împotriva răspândirii bolilor, în județ au fost întocmite de la debutul pandemiei 7 dosare penale. 6 dintre acestea au fost în perioada stării de urgență, cel mai complex dosar vizând focarul de coronavirus de la fabrica de confecții din Caracal. De la debutul stării de alertă până în prezent, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au întocmit un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Toate dosarele penale întocmite de oamenii legii pe perioada scurtă de la debutul pandemiei se află acum la parchetele din Caracal și Slatina. Procurorii vor decide la finalizarea cercetărilor care dintre cei învinuiți se face sau nu vinovat de acuzațiile aduse și va trebui să răspundă în instanță.